Deci discuția asta, dacă un laptop ar trebui sau nu să aibă ecran tactil și să fie sau nu convertibil, mă seacă încă de când au apărut primele modele, cu ani în urmă, când tabletele încă erau o șmecherie și piața încă mai credea că va putea exista o împărțire pe acest din urmă segment, alta decât iPad și restul lumii. Ca să călărească trendul de atunci al febrei tabletelor, producătorii de laptopuri s-au gândit că ce-ar fi să sară și ei în trenul ăsta, făcând ca laptopul să se transforme ca jana în tabletă și, evident, să preia o parte dintre funcționalitățile acesteia, cu precădere interacțiunea tactilă, mai pe românește spus, ia cu mâna și umple ecranul de mâzgă și de amprente. Și unii au făcut-o, alții, Apple, n-au făcut-o nici în ziua de azi, iar o parte dintre cei care au făcut-o atunci produc așa ceva și în ziua de azi. Iar astăzi au ajuns să existe până și modele din aceeași gamă care oferă sau nu aceste capabilități de a interacționa sau nu prin intermediul ecranului și de a se plia ca o mare tabletă sau nu. De parcă nu erau și așa destule milioane de modele cât să-i zăpăcească până și pe cei mai avizați dintre pasionați. Dacă ai urmărit cât de cât piața asta a laptopurilor, probabil știi deja că abundă de oferte și că sunt foarte multe modele și tipuri de laptopuri din care poți alege. Pentru început, voi defini câteva dintre ele și voi face și o comparație, asta ceva mai la vale, utilizând două laptopuri Asus din zona asta a modelelor aproape identice, dar care diferă fix prin capabilitatea asta de a se face sau nu și tabletă. Un Thin and Light, acest Asus ExpertBook B5 și un 2-in-1, acest Asus ExpertBook B5 Flip OLED. Ambele laptopuri sunt destinate mediului business și deși arată, iată, foarte asemănător, sunt de fapt foarte diferite. Comparația vă va ajuta, sper eu, să vă concentrați asupra unor facilități cheie pentru scenariul de utilizare dorit. Dar să începem cu începutul. Ce tipuri de laptopuri există? Ce este un laptop 2-in-1 și ce este un Thin and Light? În ultimii ani, laptopurile au devenit tot mai specializate, tocmai pentru a reuși să satisfacă un număr cât mai mare de utilizatori și o plajă cât mai extinsă de hachițe, fițe și figuri. Eu vreau ca al meu să facă cartofi prăjiți și clătite, bine, pentru asta existau oricum așa numitele laptopuri de gaming, al meu vreau să intre în poșetă și tot așa. Dar hai întâi să le definim pentru a mai clarifica un pic opțiunile. Și altele decât cele de gaming s-ar categorisi cam așa. Notebook este termenul general pentru un laptop care de obicei denotă un dispozitiv echilibrat, care e și relativ performant și relativ portabil. Specificațiile sunt foarte variate, ca și prețurile. Notebookurile pot fi pentru uz general, pentru utilizarea la birou sau pentru gaming. Apoi, ultraportabil. Laptopuri ușoare, subțiri, proiectate în primul rând pentru portabilitate. Pentru a obține acest atribut, se fac de obicei concesii în ceea ce privește numărul de porturi și dimensiunea dispozitivului. Cele mai ușoare modele din categoria asta cântăresc în jur de 1 kg. Ultrabook este un termen născocit de Intel pentru o gamă specială de notebook-uri ultraportabile. Ultrabook-urile au un set foarte bine definit de cerințe și specificații legate de dimensiune, greutate, mărimea ecranului, autonomie, tip de chipset și setări de siguranță. Apoi ar fi ăsta. Thin and Light. Laptopuri care, în ciuda denumirii alese, sunt de obicei un pic mai grele și mai mari decât ultraportabilele, dar sunt destul de apropiate de ultrabook-uri. Sunt totuși ușoare, dar au ecrane mai mari, inclusiv 16 inci, și destul de adesea display-ul poate fi deschis până la un unghi de 180 de grade. Chromebook sunt laptopuri care utilizează sistemul de operare Chrome OS. Au specificații hardware foarte slabe și sunt proiectate pentru a rula și aplicații de cloud. Ca o urmare directă a acestei abordări, Chromebook-urile sunt însă și foarte ieftine comparativ cu alte tipuri de laptopuri. Și ultimul, dar nu cel din urmă, 2-in-1 sau convertible. Aceste dispozitive combină funcțiile unui laptop cu cele ale unei tablete. Cunoscute și sub numele de laptopuri hibrid, acestea se pot transforma în tablete prin plierea ecranului la 360 de grade sau utilizând alte soluții constructive. Bineînțeles, laptopurile 2-in-1 au invariabil touchscreen. Și în final am mai putea adăuga tableta laptop. Așa cum dispozitivele astea 2-in-1 sunt laptopuri ce au funcții de tabletă, tableta laptop este o tabletă clasică, dar cu un ecran suficient de mare cât să poată îndeplini și funcția de laptop prin atașarea unei tastaturi externe. Avantajul față de 2-in-1 este că sunt și mai portabile și mai ușoare. Și toate astea pentru că fiecare utilizator pretinde că are nevoi specifice și preferințe unice cu privire la laptopul utilizat. Astfel că dacă m-aș apuca să detaliez fiecare scenariu de utilizare în parte,
ar trebui să scriu un roman sau mai degrabă un ciclu de romane, gen Game of Thrones. Ce voi face în schimb e să analizez două laptopuri similare din multe puncte de vedere, dar cu utilizări complet diferite. În felul ăsta vă veți putea da seama singuri ce să urmăriți atunci când căutați un dispozitiv de acest fel. Pentru cazul de față am ales dar acest ExpertBook B5, adică un thin and light pur sânge, și acest B5 Flip OLED, un 2-in-1 cu ecran care se deschide la 360 de grade și are firește touchscreen. Hai întâi să trecem rapid prin specificațiile tehnice, cu mențiunea că aceste laptopuri vin într-o varietate mare de configurații, iar cele de pe ecran sunt configurațiile laptopurilor testate de noi. După cum vedeți din tabelul de specificații, ele sunt foarte asemănătoare în multe aspecte, dar complet diferite în altele. Procesoarele sunt comparabile, la fel și memoria RAM, doar placa video dedicată este un plus semnificativ la B5 Flip OLED, dacă ai nevoie de așa ceva, adică de placă dedicată. Și cred că aici e și cheia. Care sunt nevoile? În principiu, ambele laptopuri pot fi configurate să aibă fix aceleași specificații de la cap la coadă, deci ele sunt relevante doar pentru scenariul de utilizare ales, nu și ca o comparație directă între cele două dispozitive. Așa că hai să ne aplecăm un pic asupra construcției, pentru că aici este și cea mai importantă deosebire. Ambele laptopuri sunt destinate mediului office și eventual școlii, deci nu veți vedea lumini RGB sau design îndrăzneț ca la alte modele Asus. Laptopurile seamănă foarte mult între ele, mai ales atunci când sunt închise. Iată-le, par absolut identice. Ambele sunt construite relativ solid, dar vizibil mai puțin solid ca modelele cu adevărat premium. Materialul folosit arată bine, dar este foarte sensibil la amprente și grăsime, un trend tot mai răspândit din păcate. La ambele laptopuri, ecranul se deschide relativ greu, neputând, de exemplu, să le deschizi doar ridicând de ecran. Practic, jumătatea de jos a laptopurilor testate, hai să vedem, este identică din punct de vedere vizual, laptopurile folosind aceeași tastatură, aș spune medie ca senzație și ergonomie, același touchpad și au aceleași porturi. Ecranul este și el identic, dar la B5 Flip mai are și funcție touch. B5 are ecranul lucios, iar modelul Flip are ecranul mat. Dă, imaginați-vă ce ar fi ieșit ca ăsta cu touch și să mai fie și glossy. Ecranul folosit rămâne totuși premium, OLED de 16 inci cu acoperire totală a spectrului de culori DCI-P3 și cu validare Pantone. Ramele sunt identice vizual, dar la modelul B5 Flip ramele se află sub sticla ecranului. Ambele laptopuri au câte o cameră Full HD cu trapă ca să poată acoperi obiectivul pentru securitate și confidențialitate. Porturile sunt identice la ambele laptopuri și sunt excelente ca număr și diversitate. Și singurul feature suplimentar la B5 Flip OLED este un buton de tip rocker pentru volum. Un accesoriu important al lui Flip este și stylusul, care este înglobat în partea inferioară a carcasei dispozitivului. Ca greutate, B5 este clar mai ușor, chiar dacă, în teorie, 300 de grame nu reprezintă o diferență prea mare. Doar că este. Și aici e prima chestie de care trebuie să țineți cont. Convertibilele cu touch sunt aproape întotdeauna mai grele decât omologele lor obișnuite, pentru că toată acea sticlă de protecție necesară unui astfel de ecran trage greu. Și nu doar asta. B5 Flip OLED are nu doar ecranul mult mai greu, ci și balamalele mai complicate, deci e normal să cântărească mai mult. Până atunci însă, hai să discutăm la ce anume folosește un B5 și când ar trebui să alegi, să zicem, un B5 Flip. B5 simplu are specificații excelente pentru cineva care dorește în primul rând ergonomie, dar și portabilitate, pentru școală, program hibrid la muncă sau persoane care își cară laptopul de la job acasă. Activitățile ce implică prelucrare de date, cifre, tabele, beneficiază foarte mult și de pe urma existenței unui numpad, și de formatul 16x10 al ecranului. De asemenea, dimensiunile și greutatea lui B5 îl fac foarte potrivit pentru cei care nu vor să sacrifice portabilitatea, dar își doresc totuși un laptop full size. Dacă mergi la cursuri cu acest laptop, vei putea tasta cu ușurință, iar trackpad-ul de dimensiuni mari va contribui și el la o experiență de utilizare bună. Așadar, dacă te fâței cu laptopul de colo-colo, greutatea de doar 1,5 kg va fi cu siguranță un bonus. Pe de altă parte, B5 Flip OLED are un public țintă diferit. Asta o vedem și din specificațiile tehnice, care sunt oarecum similare, mai puțin acel element esențial pentru creatorii de conținut, procesorul grafic. Astfel, Flip integrează și un GPU Intel Arc A350, care este potrivit pentru orice task-uri, gen procesare video, desen, proiectare și așa mai departe. Flip OLED are o mobilitate ceva mai redusă la 1,8 kg, dar compensează prin scenariile de utilizare.
Ecranul poate fi rabatat pentru a fi în prim plan la prezentări, dispozitivul poate fi folosit în modul tabletă pentru desen sau luarea de notițe, iar pozițiile intermediare ale ecranului îi dau o versatilitate mai mare decât cea a fratelui său mai simpluț. Iată cum aceste diferențe, care luate separat nu par a fi musai semnificative, definesc produsul atunci când luăm în calcul și scenariile de utilizare. Deci, la ce ne uităm când luăm un astfel de laptop? Din start ar trebui să luăm în considerare formatul dispozitivului relativ la ceea ce avem de făcut cu el. Un contabil care lucrează de la sediu nu are neapărat nevoie de un laptop foarte ușor sau unul care să aibă ecran ce se deschide la 360 de grade sau chiar și la 180. Un creator de conținut însă are nevoie de un dispozitiv cu placă video dedicată, eventual cu mai mult RAM, 16 sau 32 de giga, și în funcție de conținutul prelucrat, ecranul ar trebui să aibă și o calitate bună. Un om de afaceri sau un freelancer care face prezentări la client are nevoie de dispozitive ușor de transportat și cu autonomie bună și eventual cu un ecran touch pe care poate face adnotări sau pe care îl poate orienta ușor către interlocutor. Deci dacă vrei să-ți iei un laptop bun, prima chestie pe care ar trebui să o faci este o listă cu scenariile de utilizare. Vrei gaming? Atunci te uiți la răcire, la procesor și la placa video. Vrei să lucrezi din cafenea? Păi atunci bateria, greutatea și soliditatea laptopului sunt esențiale, iar un webcam bun și microfoane cu anularea zgomotului de fond îmbunătățesc semnificativ experiența unui astfel de device. Lucrezi cu Excel-uri? Atunci tastatura numerică este manăcerească. Etapele ar fi deci: definește bugetul, definește scenariul de utilizare, fă o listă cu atributele esențiale sau dorite legate de acel scenariu de utilizare. Și nu uita, de exemplu, dacă vrei să te lăcomești la un laptop ce depășește scenariile de utilizare prognozate, form follows function, cum zice englezul. Forma trebuie să fie subordonată funcției întotdeauna. Altfel, te poți trezi că iei după tine dita mai laptopul de gaming cu RGB la vreo 3 kg, până la prezentarea de la client, cu riscul să-ți rup spatele și să fii considerat în cel mai bun caz excentric. Revenind la exemplele date, B5 și B5 Flip sunt pe cât de asemănătoare, pe atât de diferite când vine vorba despre publicul țintă. Și prețurile vor fi complet diferite, pentru că ecranul ăsta touch și complet rabatabil costă o poală de bani. Deci, to touch or not to touch. Asta include firește și partea cu datul peste cap al ecranului la 360 de grade. Dacă este să mă întrebați pe mine, v-aș răspunde strict personal și subiectiv că nu. Am o seamă de argumente în acest sens și aș începe fix cu ceea ce am menționat mai înainte. Prețul. Mai întotdeauna, prețul convertibilelor tactile este substanțial mai mare decât cel al modelelor simple, fie ele din aceeași gamă și cu aceleași specificații tehnice. Asta una. Apoi, greutatea. Și aici, modelele convertibile sunt cam întotdeauna mai grele decât omologele lor normale din motive de ecran, care trebuie să includă și funcția asta tactilă și, nu în ultimul rând, din cauza stratului de protecție extrem de important în cazul unui dispozitiv care suportă utilizare în regim de tabletă. Nu trebuie să se zgârie, trebuie să fie mai rezistent la șocuri și la impact și tot așa. Și tot la capitolul greutate crescută contribuie și balamalele specializate pe care se presupune că trebuie să le aibă un astfel de laptop, mai robuste decât cele obișnuite, pentru a face față plierilor totale repetate. Apoi, o altă problemă din punctul meu de vedere este utilizarea nu atât de frecventă a acestui scenariu încât să justifice sutele de euro și sutele de grame în plus. Cât de des îl vei folosi în modul tabletă? Cu excepția celor care scriu, desenează, fac grafică și alte astfel de chestii specializate care presupun de obicei și un stylus, în rest, ce vei face cu ecranul ăsta pliabil la 360 de grade? Îți spun eu, te vei uita la filme și vei da scroll pe un site sau prin newsfeed cu degetul. Atât. Merită efortul fizic să-l cari și cel financiar ca să-l cumperi? Bă, tu decizi, dar eu zic că nu. Și nu în ultimul rând, este vorba despre amprente și mizerie. Dacă ecranul meu obișnuit, de la laptopul meu obișnuit, mă scoate din minți la cât de repede și de nașpa se murdărește, apoi vă imaginați cum este viața pe unul pe care stai toată ziua cu deștele? Adică se umple șasiul unui laptop de pete și amprente, dar amite un ecran pe care tragi toată ziulica cu degetul. Deci cel puțin eu zic pas unui astfel de convertibil cu touch. Dar cum zice englezul, that's just me. Și acum vreau să-mi ziceți voi în comentarii. Cum vedeți voi speța asta? Cu sau fără touch? Și încă ceva. Luminați-mă și pe mine, vă rog, tot în secțiunea de comentarii, cei care aveți astfel de convertibile cu touch. De ce? Care sunt motivele care au determinat o astfel de alegere? Vă spun sincer că nu mai pot de curiozitate să înțeleg și eu de ce unii au dat bani în plus, și adesea nu puțini, optând pentru un astfel de model.
ce anume îmi scapă mie. Nu sunt vreun taliban împietrit în propria părere. Mă gândesc că poate e ceva de care eu nu-mi dau seama. Și de fapt trebuie să fie ceva din moment ce, iată, astfel de modele încă se fabrică la greu și bănuiesc că cineva le și cumpără. Ok, ăsta a fost subiectul de azi, to touch or not to touch, și aștept să curgă părerile voastre. Dacă tot sunteți aici, abonați-vă pe Playground, multe și interesante vă așteaptă în continuare. Iaca, nici nu s-a lansat bine AMD Ryzen 7000, că a venit și Intel cu generația 13-a. Și nu în ultimul rând, urmează să ne sosească în curând și plăcile video de la Nvidia din seria 4000. Deci vom avea despre ce discuta. Țineți aproape și evident spor la joacă!